arde, desparge. Aici nu se poate sta cu fără umbrelă, n-ai nici o șansă. Este pur și simplu moarte de om. Ce căldură este, arde de rupe. Geamurile sunt deschise degeaba. Aie, salutare, bine ați venit la vlog. Delia e sus, eu sunt jos, stau aici pe întuneric. Ia uitați, toate geamurile închise. Nu cumva să intre căldura. Am ajuns, n-am pornit nici televizorul, că face ăsta, domnule, o căldură. Laptopurile frig într-un hal. Păi de mine. Între timp, spăl niște vase, știți, clasic. Nu prea avem lumină. Să dăm un pic de lumină de aici. Aha. A, ce zici, domnule, lumină. Ia, sper că nu vine și căldură. Nu, nu vine căldură. E bine. Ce faceți, doamna Muraru? Încerc să exist. Și existați? Să-mi continui existența. În acest continuum, nu? Laptopurile mele, acum iau foc și alta nu. Nu mai pot. Vreau să vină. Vreau să vină Crăciunul, să vină iarna, să ningă, Doamne, când o să vă primul ful de neau, o să fiu cea mai fericită. Cum o să cadă el așa din cer și o să arate frumos așa. Dar este o... Este oribilă vremea asta. Hai cine să... spune... Hai afară! Cui... Nu merg afară, nu mai... Hai afară, la zăpadă! Azi de dimineață! Azi de dimineață am zis, fa, pun afară laptopul, yes! Am colul, vreau să vă spun că am intrat într-un col, slavă cerului că n-a ținut mai mult de o oră. Pentru că trebuia, era... pe, în calendarul aveam de 3 ore, era un col de 3 ore și am stat aici afară. Era... Răcoare nu era, dar mai badia un vânt, zic, decât în casă, să așa. După jumătate de oră, nu știu ce au vorbit oamenii acolo, că creierul meu ieșea pe urechi, se topise de tot. Veneau niște vânturi calde așa și niște pale de vânt foarte sufocante, încă la un moment dat mi-am luat laptopul, am oprit camera și m-am dus sus. Și în camera de sus sunt 31 de grade momentan, grădulețele, drăguțele. Ah, deci arată mai mult de 30. Da, arată mai mult de 30. Am testat și pe Ion Fresh. Ion Fresh încă rezista, noaptea rezista, săracul tot. A făcut de gardă azi noaptea, a stat toată noaptea și ne-a bătut pe picioare, așa. Dar vreau să vă spun că a făcut și a făcut treaba, ne-am simțit bine. N-a bătut nici prea tare, nici prea încet, nu l-am dat nici în cap, doar așa pe picioare cât să ne vânture puțin. Și acum arată 31 de grădulețe și eu am venit, că mi-am adus aminte că am adus doza mea de parfum de, pentru astăzi, care se numește Bubble Bath. Habar n-am cum miroase, tot era replica Maison Margiela, pentru că știți că mi-am luat cutia aceea de 10 replici, auzi, de 10 mostre. Ce pot să spun despre primul? Foarte slăbuț, a dispărut imediat, nu mi s-a părut rezistent deloc. Și mi s-a părut că nu miroase deloc, coffee break se numea, nu mi s-a părut că miroase deloc ca cafea, mi s-a părut că miroase mai multă vanilie și semăna foarte, foarte tare cu black opium-ul. Dar n-ai zis că la început parcă ai simțit un iz de cafea? Un iz, dar nu, eu vreau să miros a cafea, să miros ca o cafenea. Iar cel de ieri, care s-a numit Under the Lemon Trees, mult mai rezistent, l-am simțit aproape toată ziua, chiar și seara când m-am dus și mi-am făcut duș și încă îl simțeam, deci mult mai rezistent și foarte fresh, chiar miroase a lămâi, dar nu numai a lămâi, miroase ceva foarte fresh, așa, deci miroase a lămâi din aia, cum miroase ferii de vase. Nu așa, ci într-un fel foarte plăcut, foarte elegant. Hai să vedem și cum miroase acest bubble bath. Pentru că, na, mă aștept să miroasă foarte săpunos. Nu mai ies afară, că m-ați sfătuit să nu ies afară, că mă dau cu parfum, că mă iau albinele în privire. Chiar că săpunos. Da? Miroase, și ăsta de azi și cel de ieri, Under the Lemon, mi se par foarte unisex. Nu știu că unisex, neunisex. Dar ăsta chiar miroase a un gel de duș bărbătesc, exact, ieftin. Exact, da, da, da. Nu? Da. Dar ieftin, așa, nimic da, ideea fancy. Asta de replica Margiela, nu Bavalela, știu. Asta cum e primul cheamă? Despre care pot să spun sigur că nu-mi place. Știi, da. A, știu a ce miroase, gata, ce? Mi-am dat seama. Știți când te duci la, bă, băieți, când mergem la frizer și ne dau ei în păr cu spray-ul ăla ieftin de mirosim a cocote proaspăt ieșite de la... bărberit, mustăcit, da. Frezat, așa miroase. Exact ăla. Da. Exact. Deci ăla-i. Celui primului, coffee break-ului, dau un 6. Asta pentru că și că miroase. Adică un 5-7-5. Și pentru că miroase și e un pic copiat așa. Celui de ieri dau un 8, mm-hmm. Under the Lemon Trees, iar ăsta îi dau 2.
Aie. Doi și nici nu-l trec la toamnă. Spălăm rufe sau spălăm vase? Spălăm vase. Ah, rufe, eu am crezut că spălăm rufe. La râu. Dacă mergem acolo la școală in the water și mergem cu piatra la râu, da. Doar așa spălăm rufe. Da, locația e superbă. Azi nu mai mergem, nu? Azi, vreau să spun că lunea și marțea este închis. Că la fel eram deja acolo, dar nu, este închis. Și sunt sigură că chiar și acolo nu e foarte plăcut afară în momentul de față. Așteptăm picul de la ora 3. Da, avem cealaltă cărciumă la care am fost ieri. Aia a fost foarte drăguță, bestială. Dar nu vine să ies din casă. Nici mie nu vine să ies din casă, dar oricum, friptura a fost bestială. Iar usturoiul ăla, practic o căpățână mare de usturoi, tăiată partea superioară, făcută la cuptor. Oh my god, am ca și palmiu și pal de lii, desigur. De lii a luat acolo 2-3 cățeluși. Iubirea mea, lasă că-ți da, bun rău de tot, bun rău. Îți fac usturoi la cuptor, îi fac ce? Un sucul uitați-vă meu la anul noi, astăzi. Cum stăm mai mult pe jos. Da, pentru că dacă până acum ne era rece la picioare, n-a belea. Da. Eu am scos camera, fii atent. Eu pentru săptămâna asta mi-am făcut bucle. Am zis, ta-na-na, ia uitați-vă și cât am mai părul, ia uitați-vă. Am zis, stai să vezi ce frumos o să stau eu cu părul ăsta buclat, așa zici că sunt, cine avea așa, Suela? Cine mă știe? Deci vreau să vă spun că nu. L-am pus pe mine și deja simt cum m-am luat cu căldură, așa. Această metropolă imensă își va bate recorduri în ceea ce privește cea mai mare temperatură ever. Iar apoi aștept păi cu nerăbdă. 38! 38? Da. Ok, e bun. Mă duc să-mi iau cola. Stați un pic că voiam să-i cer de lei cola mai devreme. Mâine la ora 6 dimineața. Da? Ce caută ăsta aici? De ce i-am zis lui Doru, aici? Ieșim în grădină să dansăm. Și dansezi tu, dansăm băi, nene. Dansăm gasul ploii pentru că vor fi 19 grădulețe și va veni și ploaia. Da. Deci, sublim, absolutamente sublim. Am scos camera, am vrut să filmez cu telefonul. Și a dat telefonul de căldură. Da? Și ce-a făcut? Și a zis camera, too hot. Da? Da, mi-a scris că temperatura e prea mare. Și am zis, da, nu e nimic. Am luat camera mare. Am luat camera mare, m-am uitat, avea, nu știu, 8% baterie, ceva, că n-am mai folosit-o de 1540 de ani. Și acum sunt cu asta mică. Ce miros? Și spunea ce miros. A frizerie, dar aia e ieftin. Acum mi se pare că mirosa cartoane de alea, brăduleți din aia, de-i pui în mașină? Nu, aia miros mai mișto, îmi pare. Da? Să mor eu, deci cel puțin ăsta pe care am luat ultimul, că am spălat când, da. Ieri, alaltă, când am spălat da, mașină. Miroase bine, da. Mamă, cum miroase ăla, super da. De tot. Deci asta este. Ce zi update-uri pe ziua de azi? Am cumpărat un pepene, sunt curioasă dacă e ok. Îl spargeți? Îl sparg. Trebuie, că dacă nu spargi, mai să strică. Mai încolo, că n-am, nu pot acum. Acum tocmai am băgat două linguroace de înghețată din aia, sorbetul ăla de mango din Costco. Mm-hmm. Cumpărase chiar astăzi. Da, oi. Și, da, iar faci mă planuri. Bă, iar faci mă deplasare de produse. Fac deplasare de produse, că trebuie să-mi câștig și o pâine. Mi-am adus aminte. Care pâine? Că nici nu mănânc carbohidrați. Stai că mi-am adus aminte. Da, nu, nici n-am băgat înghețată cu tonele. Să... Dragii noștri abonați. Da. Dragii ce noștri membri. Astăzi YouTube ne-a trimis mail și ne-a spus așa. Dragă Doru și Delia, de azi înainte... Magazinul vostru virtual este disponibil pentru a putea vinde merch-uri, cum naiba să zice, da. Comunității voastre. Mă, ce dracu să vindem noi, frate? Și eu ți-am răspuns. Gravăm semințe cu fețele noastre. Semințe și discuri cu manele. Tricouri. Așa, da, aia cu manele. Tricouri. Ce dracu, mă, ce vrea să umble cineva cu fața ta aia, pe burta lui? Da. Sau da, ei? Dar nu mai... Dar nu știu, eu nu... Na, noi acum trebuie să facem ceva cu magazinul ăla, că știți că YouTube când îți bagă ceva pe gât, trebuie să-l folosești în afară de tricouri. Mi se pare patetic, mă, da, spuneți-le adică și nouă. Mi se părea ok să spună, băi, faci, cumpăr, tu vorbești despre de-astea, cum se numesc, parfumul și ăla. Ia, domnule, uite, poți să-ți iei parfumul pe care l-a folosit Gheorghiță de acolo. Nici nu ne trebuie nouă comision, că noi suntem bogați din YouTube de mult, adică noi n-avem probleme de astea. Trăim din, deplasare de produse și nevideochat, nu? Da, ca da, să da. Fie pe toată așa. Da. Ne mai trebuie cont pe cum se cheamă ăla de te dai cu bucile pe strase, pe OnlyFans. Da. Ne mai trebuie cont pe OnlyFans și ăia suntem, frate, în sfârșit vom fi și noi în rând cu viitorul. Știți filmul ăla Idiocracy? Fiecare să facă ce vrea, nici nu mă interesează, nici nu am timp să privesc către viețile altora, pentru că așa se întâmplă când ești prea ocupat și prea ok cu viața ta. Deci, prin urmare, I don't care. Singura mincinoasă mică ce ești, da, te uiți la Bolden Bankrupt când e face Trevor. La care mă uit, sincer. Se uită la Simon J. Wilson. La ei doi mă uit și la Ioana Moldovan. La Ioana. Și rest, atât, că eu vreau oameni care să mă bine dispună, care să-mi dea pozitivitate.
comunitate, care să mă facă să mă simt bine și care să, de la care să învăț ceva. Dar nu vrei și un pic de căldură sufletească? Sau ne oprim la căldură, că mergem afară? N-am nicio dorință de căldură. Dacă există vreo idee să punem în shop-ul ăla și să fie așa, doar ca să fie acolo, stăți invitații noștri să ne dați, dacă nu, semințe vă veți primi, da, că asta e. Am să vindem semințe. Not line. Nu, cumpărați ce? Nu, păi ce? Plasare de produse, gata. Nu, mai că e deplasare de produse după aia. Semințe. Mergem și cumpărăm, că am văzut că au la piață. Ca niște gopnici. Ca niște gopnici adevărați, dar văd, deci trebuie să facem și noi un video în celălalt am cu gopnic. Da. Dă-ți seama cum am fi noi doi cocleți pe Anglia. Noi suntem cocleți. Păi nu, dar ne-ar ieși, că știm exact cum să aplicăm. Eu cu istoricul meu, știți că eu sunt de născut... Rahovian pur. Da, născut, crescut și prost educat în Rahova. De Delia, pe de altă parte, fiind din dinastia giureștenilor, cu crângășeni, cu pantelimonezi. Vă dați seama ce combinație de cocleți am face noi? Ne mergem, ne cumpărăm training-uri din alea. Băi, o facem? Ba, o facem? Da. O facem. Hai că o facem și facem. Dar să mai ducă în aibii un pic căldura asta. Puțin. Da. Și cu ocazia aia, luăm tramvaiul. În Sheffield, că au tramvai și mergem frumos și noi câteva stații. Tu mai bine spunem ce mâncăm astăzi. Bă, tu asta că... este dilema vieții și întrebarea zilei. Bă, partea proastă e că atunci când e așa cald, mie nu-mi vine să mănânc nimic. Bă, dar nimic. Mie nu vine să fac nimic, la modul că n-aș face nimic, pur și simplu m-aș duce în pat și m-aș culca, să uit că e atât de cald, să vin odată noaptea. Aseară vreau să vă spun că pe la ora 10:30... Îl vedeam pe Doroș că încearcă să începe să apună și că e somn și i-am zis nu, nu ne culcăm, acum e momentul nostru să fim activi, să facem lucruri, să ne bucurăm de răcoare. Nici nu era foarte răcoare, vreau să vă spun că cred că erau încă 25 de grade afară. Dacă eu la ora 10:30 am zis băi, mă duc să-l aduc pe Ion, dacă el a cerut, deci gândiți-vă, Doroș a cerut fanul. Da, și noi n-am făcut un video pentru OnlyFans cu Trisamul ăsta. Trisam, vreau să vă spun că l-am pus ce pe Ion chiar în ușă. I-am dat drumul și bătea așa aerul pe picioare. L-am dat cu șmecherie, l-am dat să bată spre ușă ca să vină spre tine. Dar tu știi că făceam toată mai camera. Puțin. Exact. Da, foarte bine. Diseară mă gândesc să facem altfel. Mă gândesc să deschidem un pic geamul și să-l punem pe geam să scoată aerul din cameră. Asta că tu gândești că o să stăm cu aer, cu geamul deschis. Un pic. Nu, lasă, că facem ca aseară, e foarte bine, dar să sperăm că vine totuși ploaia. Facem dansul, ploi. Vine o temperatură așa plăcută, cât să zic, să placă ia, să mai, stai. Mai filmează ăsta, domnule, mai poate, uite că mai poate. Ăsta vă că nu se plânge, cămăruța asta mică. În caz că nu știți, filmez cu Lego, cu camera de jucărie, așa că pentru plângeri și alte alea n-avem. Da, deci așa cu treaba pe ziua de astăzi, cam nimic, cam de nimic n-avem chef. Cam de nimic suntem în stare, că practic asta e. Nici televizorul ăsta nu-mi vine să-l aprins, oamne, ba la serial, ba la... O căldură. Cum îi spune, până nu se face 10-11 seara, pentru că se face atât de cald, i-am zis doar, ne-am scos căldura la iarnă. La iarnă, ăsta e, face căldură. Factura nu mai vine de la gaze, vine de la curent electric. Ce facem cu ne-am luat viețile noastre? De dragul amintirii, când mergeam în Grecia, mi-am luat tricoul ăsta. Da. Cu I Love Zakynthos. Uite așa, am eu ochii de la căldură, îmi ies. Da. Îmi ies. Sincer, la pauza de masă, care urmează peste vreo 40 de minute, ceva genul ăsta, mi-ar fi plăcut să ne jucăm puțin, dar dacă dăm drumul ăsta, facem o căldură și dacă deschid geamul acolo, se aude o gălăgie. Așteptăm, poate se mai răcorește, poate se mai răcorează, se revergorează și vedem mai pe seară, nu? Da, dar noi ne vedem mâine. Pa! Pa, domnule. Ah, ce vindem, domnule? Ce vindem? Semințe! Pa!